parfumuri de zi cu zi mai accesibile pentru perioada caldă. Lacoste Pour-Homme este un parfum foarte interesant cu o importantă notă de prună pe care o temperează cu o pornire citrică. O combinație de gel de duș cu prună, dacă vrei, care pe pielea mea stă 4 ore și ceva. Armaf White Diamond este un parfum floral. O combinație de tuberoză cu ylang ylang, cu citrice și cu cardamom. Deci e proaspăt, aerisit și în același timp ușor dulceag. Deci proaspăt, aerisit și destul de diferit cu 4-5 ore de persistență. Davidoff cu Water Intens este proaspăt și destul de persistent. Considerabil mai persistent decât originalul cu Water, de această dată cu miros ceva mai fructat, cu puțin cocos, dar în continuare destul de răcoritor. Și pe pielea mea stă 5-6 ore. Theodoros Calotini Sigad este o combinație de note marine cu bergamotă și cu cedru. În cele din urmă este mirosul prospețimii, oarecum asemănător cu un gel de duș clasic, poate o idee mai elegant. Este un parfum foarte potrivit atunci când vrei să emani prospețimea și pe pielea mea stă în jur de 5 ore. Azzaro Chrome Legend este o combinație de citrice cu mentă, cu puțin ceai, cu măr verde și cu o pornire ușor metalică. Genul de miros foarte potrivit pentru o zi călduroasă, care totuși iese în evidență. Cât timp îți place combinația de măr verde cu ceai? În general se găsește la prețuri bune și pe pielea mea persistă 5-6 ore. Halloween Man Hero a fost creat să te surprindă în vreme caldă, fiind în același timp destul de familiar ca miros. Un fel de combinație de Invictus Aqua sau Montblanc Legend Spirit cu Aqua di Gio. Deci proaspăt și răcoritor și cu o persistență de cam 6 ore pe pielea mea, doar că e de spus că stă ceva mai aproape de purtător, sau cel puțin de mine.